Stadionul Unirea din Suceava a găzduit la sfârșitul săptămânii trecute în premieră un turneu content pentru Divizia Națională de Rugby în 7. La acest al patrulea turneu, ca și la cele precedente, au participat echipele CSU Pantelimon București, Stejarul Buzău, RC Bârlad, Știința Petroșani, CSU Arad și CSM Bucovina Suceava. Echipa suceveană se află pe locul 6 cu 24 de puncte acumulate. Un weekend plin de soare și temperaturi ridicate, cu alte cuvinte, o vreme splendidă care a ținut cu sportivii, iar spectacolul oferit de ei a fost unul deosebit. Rugby-ul în 7 este mult mai spectaculos, mai dinamic și are mult mai multe realizări pe atac decât cel în 15. În acest turneu de la Suceava, formația gazdă CSM Bucovina a folosit jucătorii Palamariu, Lupei Codreanu, Tepșanu, Oprea, Ionuț Flutur, Ștefancu, Macovei, Hamciuc, Simion, Tolo și Poldi. Din păcate, tânărul și talentatul Poldi a suferit o întorsă și va lipsi până la începutul următorului sezon competițional. La capătul a 4 turnee, Divizia Națională de Rugby în 7 a revenit grupării CSO Pantelimon București, deși în ultimul turneu a pierdut în fața echipei Stejarul Buzău. Ocupantele primelor 3 poziții în clasamentul final au primit tricouri, diplome, medalii și cupe din partea organizatorilor. Echipa CSM Bucovina nu a avut o prestație tocmai reușită, dar ținând cont că ne-am confruntat cu echipe care au jucători profesioniști, zic că noi încet încet, față de primul turneu de la Petroșani din 28 iulie, când am fost învinși cu la diferențe mari de scor, treptat, noi am reușit să micșorăm diferențele și chiar să obținem și victorii în turneul de la Bârlad și acasă. Echipa campioană, care ne-a învins la Suceava doar la 7 puncte diferență față de cele 60 primite în primul turneu de la Petroșani. Păcat că în ultimele partide de la Suceava am înregistrat diferențe mari de scor, dar... Stadionul Unirea din Suceava va mai găzdui un meci în acest an, CSM Bucovina Suceava, urmând să joace în Cupa României sâmbătă 10 noiembrie, în compania unei formații din Superliga. Da, astăzi este tragerea la sorți, pe data de 10 noiembrie. Noi ne-am calificat în optimele Cupei României. Încă nu știu până la ora asta cine ne va fi adversar. Știu sigur că vom juca cu o echipă de Superliga sâmbătă la ora 10, dar...